În data de 11 iulie, Inspectoratul Teritorial al Muncii Timiș a celebrat aniversarea a 25 de ani de existență. Directorul ITM, Ileana Mogoșanu, a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor prezenți la eveniment. Vă mulțumesc că ați, cu multă, multă, multă recunoștință tuturor că sunteți astăzi alături de noi și ați acceptat invitația de a celebra împreună aniversarea celor 25 de ani de la înființarea Inspecției Muncii. De asemenea, în cadrul aniversării au fost proiectate și prezentate imagini arhivă din istoria instituției. Acțiuni cu alte state europene, cu Autoritatea Europeană a Muncii. Pe domenii de activitate. Inspectoratul Teritorial al Muncii Timiș este al doilea cel mai mare inspectorat de muncă din țară, după ITM București. Inspecția Muncii are rădăcini vechi, datând încă din anul 1940. 25 de ani, pare că suntem o instituție tânără, dar din documentele puse la dispoziție de domnul director al Arhivelor Naționale Serviciul Județean Raul Rus, rezultă faptul că Inspecția Muncii are rădăcini din 1940, numindu-se Inspectoratul General Regional al Muncii, Timișoara, având 4 subinspectorate în subordine. În încheierea discursului, Ileana Mogoșanu a transmis ceea ce își dorește pentru următoarea perioadă. Dorim să menținem în continuare un nivel înalt de încredere în rândul angajatorilor și al angajaților, să răspundem prompt solicitărilor cetățenilor, să fim la fel de buni, de responsabili, de performanți pentru asigurarea unei munci sigure și decente. Noi astăzi, la maturitatea celor 25 de ani, vă precizăm faptul că suntem în plin proces de transformare, în sensul că am digitalizat foarte multe activități și vom continua să facem cât mai facilă interacțiunea cu instituția atât a angajatorilor cât și a angajaților din județul Timiș. Suntem o echipă de profesioniști preocupată permanent de aplicarea și verificarea respectării prevederilor legale privind relațiile de muncă și a securității sănătății în muncă. Totodată, directorul ITM și-a arătat aprecierea față de angajatorii de pe raza județului Timiș. Eu am un mare respect pentru angajatorii din Timiș. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că sunt foarte mulți angajatori, subantreprenori, probabil, care vin din alte județe și care nu sunt chiar atât de bine intenționați ca și angajatorii din Timiș. Angajatorii din Timiș știu de atâția ani de zile că noi facem verificări și au însușit toate reglementările legale pe care trebuie să le respecte în această perioadă și în această perioadă. Evenimentul a subliniat realizările ITM în protejarea drepturilor angajaților și în educarea acestora cu privire la normele legale pe care trebuie să le respecte.